Salutare dragilor. Astăzi plantăm roșiile și vreau să vorbesc câte ceva despre ele. Pentru a planta roșii, trebuie să ținem cont de trei aspecte pentru a fi totul ok. Adâncimea de plantare, distanța între plante pe rând și distanța între rânduri. Să începem cu adâncimea de plantare. În primul rând, Rupem aceste frunze cotile donate și eu rup și primele două etaje de frunze pentru a putea planta această plantă cât mai adânc în pământ. Nu o plantăm la 45 sau la 60 de grade, deoarece atunci rădăcina va fi mai aproape de suprafața solului și vrem ca rădăcina să aibă acces la cât mai multă umezeală pe timpul verii. Cu cât o plantați mai adânc, cu atât va face mai multe rădăcini din acești perișori. Da? Iar rădăcinile principale vor fi protejate uh, pe timpul secetei. Distanța între plante. Distanța între plante este recomandată să fie undeva la 50 de cm. Iar distanța între rânduri ar trebui să fie undeva între 50 și 60 de centimetri pentru a avea acces între plante. La distanța între plantele pe rând se lasă 50 de centimetri, deoarece aceasta se face ca o tufă și avem nevoie ca să circule aerul pentru a nu avea, pentru a preveni apariția bolilor. Și în același timp avem nevoie și de soare ca să coacă roșiile. Roșiile pot fi de trei feluri nedeterminate, determinate și semideterminate. Nedeterminate înseamnă că vor crește în continuu și vor fructifica până când gerul le va pune capac, dar dacă sunt în spații protejate pot crește în continuu, înflori și fructifica. Cele determinate sunt de obicei soiuri de vigoare mică care se pretează a fi crescute în ghivece, iar cele semideterminate sunt undeva între ele. Nu vom vorbi despre culori și așa mai departe, dar putem să vorbim despre soiuri și hibrizi. Soiurile sunt de obicei acele plante de la care putem lua sămânță, iar anul viitor să le replantăm și vom avea fructe asemănătoare uh, părinților. Iar cele hibrid uh, au doi părinți determinați, doi părinți cunoscuți. De la unul se ia polenul, de la celălalt se face polenizarea, iar aceștia sunt hibrizi. De cele mai multe ori, la hibrizi, semințele, dacă le păstrăm, vor fi sterile, dar în caz că vor face fruct, vom avea fruct care va semăna cu bunicii, practic nu cu părinții, dar nu intrăm în detalii despre acest aspect, mai am câteva roșii de plantat, așa că vă las, spor la treabă la toată lumea, numai bine, papa! Pa!